În sfârșit a venit ziua în care o să deblocăm și noi skin-urile din update-ul 0.55, acestea care îmi plac foarte mult, Meduza, Bastion și Artemis. Mai avem și pacii astea de deblocat de la Super Wheel, dar sincer de aici îmi place foarte mult Negaton și în rest nu mă dau un vânt după ele, mai ales că sunt foarte multe tokenuri din astea pe care trebuie să le iei și să le poți debloca, dar poate pe viitor vom cumpăra o ofertă de aceasta pe care chiar o vreau. Uite, este asta, Gamer Skin, pe care o vreau, și poate și aceasta în următorul episod. Depinde de voi, de cum apăsați butonul de like și de abonare chiar în momentul acesta. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Scuzați-mi vocea, dar efectiv am răcit, exact cum vă spuneam pe episodul trecut. Nu știu, sunt singurul căruia mi se întâmplă de fiecare dată să mă doară gâtul după ce trece durerea de gât, să mi se înfunde nasul și cumva să răcesc așa, să mă ia cu călduri, cu nu neapărat frisoane, dar sincer acum mi-e cald foarte tare și am nasul înfundat ăsta, nu știu, așa mi se întâmplă fiecare dată când răcesc. Sunt singurul care am simptomele astea. Ei bine, exact vă spuneam mai devreme, dacă vreți să cumpăr pe următorul episod, trebuie să apăsați butonul de like și de abonare dacă vreți să luăm unul din ofertele astea de pe aici. Și ceea ce este cel mai important, să aveți codul Mădălin pe shop, pentru că astăzi o să ne încercăm norocul, pe lângă faptul că o să dau și aici la wheel-ul acesta. Vreau să vedem cât de rapid putem să luăm skill-ul acesta. Și voi da, uite așa, din prima 900 de gemuri, să plece gemurile, brodere. De aici, sincer, ce place mie foarte mult este... fii atent aici cine dă, brodere, și fuster din acela. Deci Meduza este mitic, chiar are șanse de 2%, nebunesc. Să vedeți cât stăm, frate, că nici nu am uitat cât are șansă, dar cred că 2%. Bastion îmi place foarte mult și vreau să-l iau. Acum, sincer, dacă nu o să deblochez Meduza, nu cred că o să mai dau 10.000 de gemuri pe ea. Mi se pare mult prea mult, nu știu, o să dau vreo 2-3.000 de gemuri să ne încercăm norocul. Hai, poate 4.000. Dar ultima dată am dat 18.000 de gemuri, știu bine, pe skin-ul acela și nu prea m-am mai jucat așa cu el. Nu știu din ce cauză bagă șanse atât de mici la aceste skin-uri, dar sincer e faină Meduza, pe cuvânt de nou. Dar uite că e și băguită roata sau ce se întâmplă, că nu mi se încarcă caracterele. Uite aici, îmi zice că Stumble Token și de fapt mi le arată pe Artemis. Bro, reveniți-vă, 20 de, mamă, 20, brodere, de fragmente pe Bastion. Din nou Bastion, vă zic, este unul din skill-urile mele preferate din update-ul acesta. Și Artemis nu era cum arată. Ok, până acum avem 44 din 50, 51 din 80, 23 din 40, am dat 900 de gemuri. Wow, nu mai are 6 de 2%, are 6 de 1,5%. Bă, vă bătesc joc, bă, oameni buni! Cum vă să scazi șansa? Adică, dacă eu până acum am dat 18.000 de gemuri pe Meduza, acum eu trebuie să dau 20.000 plus ca să o pot lua? Hai mă, e exagerat, nu, chiar e foarte... E prea de tot și foarte mult ca să dai pe un skin. Deci avem 900 cu 900, 1800 de gemuri, da? Deci se zice că mai dau încă vreo 20 sau poate 30 de spinuri maxim. Da, mai mult nu prea cred, nu, e prea de tot, prea de tot, bro, ce reușesc ca să facă cei de la Stumble Guys. Să ceară atât de multe gemuri pentru un skin amărât, pe care eu deja l-am pe beta, deși și l-am arătat, nu de alta, am arătat și skill-urile noi care vor veni în colaborarea cu Monopoly și ele sunt mult mai tari. Adică e clar faptul că din update în update ce o să urmeze o să fie skin-uri mult mai faine și vor merita mult mai mult ca să le poți lua. Dar nu, ce putem să facem? Hai să luăm și noi pe Bastion. Uite, mi-e zice că recite Stumble Tokens. Păi de ce îmi dă Stumble Tokens? N-ar trebui să-mi dea din alea... N-ar trebui să-mi dea tokenuri din acelea super totemuri sau ceva de genul. Avem pe Bastion de blocat, bine! Poate mă, uite că ne dă super token. Așa ar trebui. Ok, calm. Nu ne grăbim, avem încă 10 pe Bastion, dar deja l-am deblocat. Deci, practic, eu l-am și pe Artemis și pe Bastion, dar și steps-urile acelea, Duza Steps, deblocate. Doar singurul care ar mai fi Meduza. Ok, hai să dăm de data aceasta 10 spinuri la Super Wheel. Să vedem și aici ce noroc avem noi. Ok, avem 8 zburători din ăștia Ultra Guy. Trebuie ceva, brodere. Ok, am înțeles. 5 la mitic. Wow, 115 la Boxer Man. Vai, cât trebuie să dai aici, brodere. Ăsta îmi place foarte mult și am văzut că foarte mult să joacă, dar tot 115 fragmente. Mult. Aici. 5. Wow, anti-deși 130 trebuie. Mamă, câte tokenuri, brother, în total. Ok, încă 6. Bravo. Dă și mie un jackpot din ăla mare de 50, dacă se poate. Bă, nu e rău cu 10. Mai ales că e și special anti-deși. Chiar nu e rău. 15? Bă, doar 3. Ai, man, pe bune.
O să fie 3 speciale, 3 cu 15, 18. Bă, ușor, ușor ai putea să le iei, dar trebuie foarte multe fragmente să poți da la roată. Trebuie să joci, cred că cel mai multe ori să bagi o ofertă. Ori să joci la turnament. No. Deși nu-mi dai și mie 15 pe legendarea aia. Ok, până acum avem doar atâtea fragmente și nimic. Hai să ne mai cercăm norocul aici. Poate, poate avem o șansă să luăm pe meduza. Doamne, te rog. Pică foarte greu pe roata, ați văzut-o? Yo! Bă, ce bugul ăla? Efectiv nu se vedea nimic. Ia, și aici se întâmplă la fel? Bă, de ce? De ce arată așa? Ok, classic stumble, guys. Când vine vorba de gemuri să dai, te pune, da? Când se rezolve niște buguri, oha! Așa, avem... Schimbă tot bastion când efectiv mi-am dat duza steps. Nu înțeleg de ce îi pune duza steps cu fragmente, n-are logică, bro. Haide! No! Bă, asta era norocul meu, ca să pici și mie meduza aia, bă. Nu. Bă, da seama câte spiruri trebuie să dai pentru a lua pe meduza? Foarte multe. Și chiar un skin tare, bă, chiar îmi place, dar... Nu știu, mă, ce să zic. Să încercăm noi norocul la mai multe spinuri. Să ne băgăm în ele. Aoleu. Oricum o să mai vină un episod în care o să luăm oferta aia cu gamer. Pentru a mai avea gamer pe cont, nu de alta. Deci până acum avem 30 de spinuri și 344.443. Mă, în loc de 3 ăla să fi fost 4 și îți dai ce fain era suma aia de 4. Wow. Haide încă 10, cu 10 spinuri să plece la băiatul. După încă 10 spinuri, n-am reușit ca să iau nimic. Ok, haide să facem cumva până la 340.000. Asta ar însemna vreo 7.000 de gemuri investite. Dar, până în alta, haide să mai facem chestia asta aici, 10. Să mai dăm 10 spinuri. După aia vom mai da încă 10 spinuri la meduza și până la 340.000 o să ne ducem. Îmi place foarte mult skinul meduza aia și parcă aș cam vrea să o iau. Poate, nu știu, se gândește și jocul ăsta să ne poarte noroc. Să putem, dar nu știu, nu înțeleg ideea. Adică cu 2% o luam atât de greu. Să faci 1.50 sau cât era, 1.25. E prea de tot, bro. E prea de tot pentru jocul ăsta. Hai, mă, cu 12. Fiți că trebuie să-mi dea multe. Pică pe cealaltă, clasic. 6? Ok, 5 la Boxerman. Nu sunt atât de grele de luat skill-urile astea, doar că trebuie să joci foarte mult pentru a lua acele super tokenuri. Deodată vine să zici super totemuri. 8 ultra gai, vorță. Hai, tăticule. 12. No! Bă, îți bagi joc de mine. Măcar îl avem pe bastion și putem să jucăm cu el. Știi ce zic? Bine. Cred că îl avem și pe ultra gaiul acesta. No, mai trebuie încă 7. Se poate. Se poate. 8 la Nagato. Negaton, de fapt, mă, nu Nagato, Negaton. Mamă, ce rapi s-au dus, bro. Ok. Ultimele 10 spinuri sau nu? Hai să vă dau plan 340.000. Hai, bă, să vedem, Doamne ajută. Da, era de așteptat că nu o să ne dea, sincer. Mai am 285 de chestii din astea. O să le dau, uite aici. No, mi se pare exagerat, bro. Adică să dau 7.000 de gemuri și să nu pice un skin meduza. Sincer, mai mult îmi plăcea... Ok, am deblocat ultra, forță. Mai mult îmi plăcea înainte când te dai gemuri direct și luai skin-ul decât acum. Adică mi se pare patetic și exagerat. Pe bune, să dai 7.000 și tu să scazi șansa în loc să ajuți jocul și să crești șansa să poți lua mai rapid. Tu scazi șansa la o amărâtă de mitică. Înainte specialele erau foarte grele de luat și de picat. Acum tu scazi la o mitică foarte mult șansa ca să nu o poți lua. Asta este, rămâne fără meduza. Sau poate pe viitor va mai veni vreo roată sau habar n-am. N-am nicio șansă efectiv. Sunt prea multe gemuri, pe bune, e prea mult. No. Prea mult și prea de tot. Măcar am mai luat pe aici niște tokenuri să putem da la roată. Și asta este perfect de gemurile pe care le-am dat. Haide cu 5 pe specială, bine! Ok, mai avem spinuri aici. Să jucăm și noi cu bastion, că bastion e preferatul meu. Oricum, meduza e fain ca skin, doar că e zburătoare. Și asta era, uite, 1.5, bro, de la 2%. Uite-o aici! E faină, bro, orice ai zice tu, chiar e fain skin-ul, da? E zburător și nu prea te ajută foarte mult, mai mult te încurcă.
Sincer, mai mult îmi place mie bastionul decât meduza. Ia uite-l cât de frumos e, bă, băiatule, bă. Și vreau să ne jucăm pe aici. Scaffold-ul nu prea îmi place mie. Anti-dash laser, asta chiar e tare. Dar am văzut că este un mod de joc unde este doar cu pumn aici, cu punch paluza. Nu m-am jucat, credeți-mă pe cuvânt. Dar haide să dăm aici un meci cu bastion și după aia să schimbă. Bă, dar stai puțin. Trebuie să iau și eu fuste pe acela de meduza, dar ce mai contează? Prima mapă este de laser dash. Ia uite câte skin-uri din astea în meci, broadure. Wow, și de boxior, și de negatul ăla. Dar nu prea văd meduze, sincer. Adevărul că este foarte greu să poți lua skin-ul. Poate să mai facem un episod în care să luăm, habar nu am. Da, chestia e că expiră în câteva ore. Deci iau și pesul adevărat, că eu nu l-am luat încă. N-am avut când și n-am avut timp, dar cred că pe un episod în care să mai încerc norocul la meduza. Poate. Să mai dau încă 5.000 de spinuri, ce credeți? Putem noi să o luăm pe meduza? Din 5.000? Oba! Bă, calm, chill. Ok, ne-am calificat, asta e bine. De data aceasta avem laser. Bine! Uite-l pe ăla, s-a dus direct în laser, bă, ce-i cu viața ta? Vreau și eu să iau invizibilitatea aia, bro, că nu m-am jucat deloc. Opa, n-am reușit ca să-i dau acolo emote. Calm, nu veniți pe mine. Bă, dar cât de rapid au picat oamenii mei, bro. Am dat și eu emote-ul dacă e ceva. Stăm așa la distanță că vin ăștia. Am dat emote de picior și... Bro, come on, eu uite-l pe ăsta. Vine după mine ca să stea la emote. Am lucrat sigur. Ia uite-l, bă. Ok. I-am dat emote și s-a dus. Bă, dar pare că pumnul acum dacă îl dai... Nu mai dă knockback atât de mare la jucători. Da, și avem block dash endless. Chestia e că aici jucătorii pică foarte greu. Bine, am zis greu și nu, deja nu mai e. A picat de pe hartă sau s-a dus el, cred că s-a omorât el, broadere. Farmează s-ar putea la coroane, la astea, la trofee. Ok, wave 3. Mi se pare că au rezolvat și acum pe wave-ul ăsta vine mai rapid. Gen, vin mai rapid pereții sau... N-au rezolvat chestia asta încă. Dau și eu un super pan asta. Ia uite-l, bă, vine să mai îmbroați, omul meu. Ceva se întâmplă cu jocul pentru că efectiv dacă tu dai piciorul, te duci mult prea rapid în jucător. Ia uite. Bro, ce se întâmplă? Ia uite, dacă te duci așa. Mai bine joci piciorul decât pumnul în momentul de față, se pare. Ok, trebuie să sărim pe partea aceasta. Mamă, ce emote! Asta este ca drept revanșă pentru tine, brodere. Revanșă pentru ce ai făcut tu mai devreme. Că veneai în continuu cu emote-uri pe mine. Dă-mă astuia un emote aici să-și primească knockback. Ia să de mai revire. No, a sărit peste mine, bă, bine jucat, bravo. Nu m-aș fi așteptat la chestia asta. Ok, n-am reușit ca să-i dau emote. Acolo era ca să mă gliciuiesc. Hai, șefule, sparge tu pereții. Bă, de ce, doamne iartă-mă, la cu hai? Nu am taunt, eu acum observ. Ok, nici emote-ul n-am reușit ca să-l dau acolo. Deci eu nu am taunt, bro. Bine că nu mi-am luat țeapă acolo. Emote? S-ar putea să nu folosească taunt-ul și să primească knockback în continuu să pice? Nu chiar. Ok, a picat. Și mai sunt doar eu cu jucătorul acesta. Unde sari? Unde sari? Și cam asta a fost. Easy, bro. Ați văzut ce ușor se câștigă o meci pe bloc, deci endless. Chiar și cu bastion. Mie nu prea îmi plac skin-urile zburătoare pentru că te încurcă mai ales la sărituri, dar easy win. De data aceasta, ultimele meciuri o să fie pe mapa aceasta doar cu emote-ul de pumn, ca să putem juca și să câștigăm. Stai, ce? Avem bombardamentul în prima mapă? Oh, no, în prima rundă, de fapt. Ne ducem la asta și dăm un emote. Hai că i-am dat emote. Dar culmea e că a picat în apă. Bun. Nu mai sări, băi, șefule, gata. Potolește-te. Pare că e puțin lag pe joc, că odată ce dau eu pumnul se duce puțin cam târziu. Da, bravo. Aolo, voiam și eu să-i dau emote-ul și nu s-a putut. Ce zici, bă? Te-ai dus. Dacă stai pe margine, n-am ce să-ți fac. E riscul tău, riscul tău al meseriei de jucător pro player. Bă, stai, că vine bomba. Stăm aici pe margine, pentru moment. Vine cineva la noi aici să ne atace? Nimeni? Bro, pe bune? Hai, șefule, hai tu. Ok. Pinocchio a rezistat. Hai să dăm runda a doua. Budbeș, bine, bro. Facem tactica aia noastră să dăm taunt în continuu. În continuu, uite, numai așa.
Stăm și dăm taunt. Nimic altceva, bro. Let's go. Avem aus în mână și doar spamăm taunt-ul. Se pare că toți ăștia la fel ca mine o să facă. Bă, dar nu prea am văzut pe bune meduza deloc. Deci cred că o să mai postez un episod în care o să iau pestul și o să mai îmi cer norocul la meduza să vedem dacă putem să o luăm. Ar fi o idee genială. Doar atâta facem. Dăm taunt. Noi ne jucăm cu taunt, bro. Sunt curios dacă la un moment dat o să rezolve problema asta și o să realizeze și faptul că, bă, brother, e foarte incorrect și că taunt-ul ar trebui nerfuit. Adică așa mi s-ar părea normal. Stai că vreau să ajung pe centru. Și aici să dau taunt din nou. Taunt, taunt, taunt. În continuu numai taunt. E greu ca să ne miște de pe hartă odată ce dăm taunt-ul ăsta în continuu. 6 din 8. Îl spamăm. 7. Bă, nimic nu s-a întâmplat aici de bun. Doar am stat pe loc. Atât. Oh, nu. În final avem honey drop. Bro, se putea orice altceva, dar nu honey drop. Și doar cu emote-ul de pumn. Trebuie să precizăm lucrul acesta. Îi dăm astuia un emote. Perfect. Ca să rămânem noi în partea de sus. Bă, stai ce? Nu era doar emote-ul de pumn? Vorbesc serios, gen? Păi stai puțin. A, cred că e cu emote-ul de minge, dar nu este cu banană și cu picior sau... Care-i foasa, bă, băiatule, bă? Nu înțeleg, sunt confuz. Deci este și cu minge. Îi dăm astea un emote. N-a picat, e perfect. O să încercăm să-i luăm din aceste hexagoane. Mai este ăsta aici. Ok, ai picat, șefule. Mamă, dar pe unde sărim noi acum, e întrebarea. Da, nu avem de ales. Trebuie să mergem în partea de jos. Nu mai sunt foarte mulți jucători, se pare. Ok, o să mergem aici așa. Îi dăm astea un emote. A picat, e perfect. Fița de tactică. Oh, deja am câștigat? Vreau să fac o tactică să sar cu mingea pe loc și să mă duc pe celelalte hexagoane. Dar era la risc. Important e că am câștigat. Mă, bine, sper că v-a plăcut, un like și abonare mă ajută foarte, foarte mult. Și în următorul episod o să revin să mai dau încă 5.000 de gemuri, să vedem. Să deblochez skin-ul ăla meduza dacă se poate. Dacă nu, oricum o să iau pestul în următorul episod. Cu toate astea, ne vedem mâine, poate chiar cu un live. Toate cele bune, pa, pa! Subscribe!